Salutare! În acest clip m-am decis să fac așa o idee mai interesantă, să fac un clip cu cum alimentam eu când eram copil, da, când 10-12 ani, pentru că eu mâncam extrem de mult, eu cam, după aproximație, așa mă gândesc că mâncam cam cât mănânc acum când sunt la masă, doar eu acum nu sunt la masă, dar spun așa în general. Și pur din interes, mi-e interesant să văd, eu mi-am adus aminte acolo, am stat de câteva zile pe rând, așa câte un pic, mi-am adus aminte ce mâncam în timpul zilei, ca am memorie bună și am scris așa niște idei și câte ceva am să vă arăt ce mâncam pe acolo, unele să mănânc și eu, unele doar am să le spun că nu pot să le mănânc, de exemplu, acum. Și a să calculez caloriile și la sfârșit a să mă uit cât mâncam în aproximație când eram copil, pentru că chiar mi-e interesant. Și ca idee, la general, ce mâncam eu dimineață? E că aici am două. Eu dimineața, permanent, avem două căni, cam de vreo jumătate de litru, dacă nu mai mari, de ceai făceam, da, sau de lapte. Și când făceam ceai, puneam câte 6 linguri de zahăr în fiecare. Adică avem 12 linguri de zahăr numai deja din ceaiul dimineață. E că așa făceam. Da? Și apoi eu făceam o baghetă întreagă, o pâine. Clar că eu amuia nu mănânc una întreagă, dacă ai idei vă arăt că să vă le arăt mai multe. Luam o baghetă așa de pâine, o feliam, fiecare felie se ungea pâine, nu știu eu, pâine, unt. Și deja pe unile era brânză, de exemplu, dacă era brânză, pe a doua jumătate venea carne. Putea să fie carne de porc afumată, șuncă, da? Sau bătuti, cotlete, dacă făcea ceva mamea în weekend. Dar dacă nu era brânză de oai, apera cașcaval și la fel venea ceva carne întotdeauna. Și aici mi-am făcut așa tot un sandwich cu cașcaval, că să-mi aduc aminte. Am pus microunde. Mi-am făcut o brioșă. Asta e brioșă cu unt. Un pic de zahăr, sii mai moale, în stil francez, și cașcaval i-a dat, am pus-o în microunde. Și că eu aveam așa, unt, cașcaval, carne de jaz, am mâncat, nu mai vreau, dar pe a doua jumătate venea, cum am spus, șuncă afumată, sau salanda din carne, nu, adică zvilea carnea întreagă din mușchi, mă refer. Sau brânză de oaie foarte mult îmi plăcea. Și o pâine întreagă mâncam în fiecare dimineață. Asta era la mine la ora 7, înainte de școală. Micul dejun. Poftă bună, apropo. Și ceai. Două căne cu 6 linguri zahăr. Ne vedem la următoarea masă. Următoarea masă era la ora 10, când eram la școală. Era o pauză mai mare și eu mâncam. Și ori îmi luam cu mine 6 miere, sau mâncam la fel ca dimineață un sandwich, dar mai mare, adică nu era pâine, era ca o chiflă, așa ca un sub. Și la fel, cu cașcaval, e că exact era ca și dimineață, da? Sau îmi luam 6 miere. Mierele erau golden, întotdeauna galbenici, erau dulci, îmi plăceau. 6 miere mari. Cam vreun un kilogram stabil era. Eu întotdeauna am mâncat mult. De asta și am vrut să fac clipul acesta. Am să calculez și să văd cam cât mâncam. Plus ca idee să vă spun vouă. Pentru că într-adevăr mâncam mult. Dar și eram activ. Până mi-am luat computer prin clasa 8-a. Atunci m-am îngrășat pentru prima dată. Ne vedem la amiază, la prânz. Și la amiază, pe la ora 1, când terminam școala, da, veneam acasă și ce mâncam? Puteam să mănânc dacă, de exemplu, mama mea făcea zeamă, da,
acolo cu piept, cu niște legume sau pulpi, sau putea să fie, de exemplu, ciorbă, borș, roșu, făcut în stil rusesc, foarte mult îmi plăcea. Eu mâncam două farfurii enorme, o jumătate de pâine și la fiecare farfurie câte două linguri de smântână grasă, mari le puneam, adică acolo era turbat. Astăzi n-am avut dispoziție de zeamă, da, sau uneori, dacă nu era zeamă, deja era ceva mai gros și puteau să fie, de exemplu, paste în stil bolognez, da, e ca așa, paste cu vită, sos de roșii, ceva acolo, sau piept altceva putea să fie mixat, da, aici ca am paste bolognezi, sunt paste cu vită 21% în sos de vin roșu. Ușca spate bolognez standard, vite. Chiar simte vin. Bunicel, sos de tomat. Pastele mele, forma la pastea mele preferate e spaghete, anume așa lungi. Preferatele mele. Dar bolognezi nu sunt preferatele mele. Mami putea să mai fac uneori. Și paste în stil carbonara, puteți să fac ea ca așa. Dar tot erau spagheti, pentru că așa mai tare îmi plăceau. Da. E ca așa. Acestea sunt paste cu piept și cu șuncă, într-un sos de lapte, de cașcaval. Și cam asta. Un fel de mac and cheese, că mac and cheese-ul tot e din lapte și cașcaval. Doar că aici avem... și piept și șuncă. M-am putea să facă, da, și carbonara, ce-i mai tare de la acest ăla, paste, spagheti cu ouă și cu șuncă, da, asta și este carbonara. Pe simplu, aici mai este încă și sos, da, ia cât ăla-i, pieptul de pui, penii, pasta. Asta mai tare îmi place. Super bună. E că așa mâncam eu la amiază. Ori două de zeamă, ori mâncam una de zeamă, de exemplu, și puteam să mănânc o farfurie ca așa de paste. Sau mâncam două farfurii de astea, dar adică garantat așa mâncam la greu. Asta era oara 1 la amiază. Așa că poftă bună. Și la oara 4, exact ca la 10, aveam o gustare. Erau 6 tot miere sau un sap, ceva, un sandwich. Și dimineața, de exemplu, n-am avut, dar uneori putea să fie rămas ceva niște clătite cu vișină, mamă putea să fac, da? Sau spre seară puteam să mănânc o bucată de tortă, ea făcea tot în cuptor, făcea din aluat cu vișină, sau făcea clătite goale și eu le umpleam deja cu dulceață, de exemplu, de căpșună, de... ce mai era acolo? Le ungeam acolo cu ceva. Așa că eu, ca alternativă, e că aici am trei... ciocolate, așa să spun, de unde era arahidii. Deci așa ca alternativă, dar e ca asta de obicei ea făcea tortă, ori din clătite cu șmaluguță, da, care era cu smântână, ori din clătite, ori din aluat în cuptor, ciocolată deasupra rasă. Așa, aici ce avem? Eu am aici cu arahidii și în ciocolată de lapte am o bară, da, ciocolată de lapte cu arahidii deasupra, deci așa e. Să vedem. Wow, ce frumos miroasă. Am și cu caramelă încă. Da, în mijloc e caramelă. Între două straturi avem caramelă. Deasupra avem arahide. Wow, 9 din 10. Simt și arahidile și tot, și caramela, au și e bună. Deci, pe mijloc e caramelă, pe părți e presat și ciocolată de lapte, jur împrejur, super bună. Și mai am ciocolată albă, asta e de lapte, dar mi-am luat tot cu arahidi, dar de ciocolată albă, e ca așa e. E, da, de caramelă sărată în interior, ciocolată albă acoperită și avem... ce avem? Arahidi 7 și pastă de arahidi 2.3. Tot sună destul de interesant. Ia. Wow, cum arată. Oi, lei. Ia.
Și tot avem ca un fel de caramelă, numai că albă, e un sos alb. Adică așa e. E albă, nugat, partea asta de jos. Dar că aici e alb. Ciocolata albă deasupra, că este arahidele. Aici deasupra. Și aici, că sub arahide, avem un lichid alb tot. Super bună. Și asta e 9 din 10. Nu știu, un Snickers. Mi-am luat la fel. De ce nu? Toate trei, apropo, dacă ați observat, cu arahide. Că deci, combinația e foarte gustoasă. Snickers-ul clasic. Arahide. Caramelă. Nota 9. Asta e un timp zile, puteam să mai mănânc când și cum. La ora 10 uneori avem brânzele aici, nu găsesc așa ceva. Era brânză grasă, da? Acoperit în ciocolată și poate și cu dulceață pe mijloc, e așa ceva. Așa că este mai mult așa ca alternative la gustare. Și deja ne vedem la ultima masă, la cină. Și ultima masă, cină, putea să fie cartofi la cuptor cu carne, cu pulpi, da, acolo ceva. De exemplu, sau puteau să fie niște sarmale sau la fel niște paste. Sau putea să fie un pilaf, plov, cum îi spunem noi. Da, eu aici am așa ceva, mi-am luat pilaf cu piept de pui. La mine pilaful de obicei era cu carne de porc sau cu pulpi. Prăjit cu legume, acolo tot frumos. Aici am piept de pui, marinat în corma, în ceva, cu piurie de imbir, de usturoi, basmate, orez. Avem frișcă, cocos, extract de cocos, de cajun, aici nuci de cajun, usturoi. Mai scurt, avem așa ceva interesant. Da, mama mea făcea pilaf cu pulpi sau cu carne de porc. Eu aici cam așa ceva. Trebuie să-l mixez. Dezvedem. În microondă l-am făcut, orez. Orezul e orez, el e galben. Cu niște condimente. Și aici avem așa un sos interesant, cum el se numește. Chicken korma. Piept de pui într-un sos cremos. A, dar și pieptul e marinat. Super, da? Să dăm sos cum e. Sosul e gustos, cu cocos. Dacă se e așa, cu niște orez, o să fie cosmos. Îi spui orezul, să-l moi. Trebuie normal să-l mixez ca tare, da? Nu-i problemă că și-l mixăm. Încă așa frumos. Super bun și ăsta. Pastele bolognezi au fost pe un 7, pe un 8 au fost acelea albi. Și ăsta e așa, pe un 7 jumate, pastele cele mai tare mi-au plăcut. Și cam asta că au fost ce am mâncat eu acum, dar v-am povestit așa ca alternativă.